Vă propun conferința intitulată Trufele, mister și rafinament, deoarece declinul cantitativ și calitativ al acestor ciuperci este o problemă de actualitate ce necesită stabilirea de strategii pentru restaurarea ecologică a habitatelor naturale și de selecție certificată a micorizelor pentru speciile cultivate. În acest sens, voi prezenta rolul biologic și socioeconomic al trufelor pentru conservarea naturii, biotehnologii, servicii ecosistemice și activități antreprenoriale. Pentru structura conferinței am avut în vedere următoarele aspecte. Mai întâi voi răspunde la întrebarea ce sunt trufele, după aceea voi prezenta specii și reproducerea populațiilor de trufe, câteva repere istorice relevante în cercetarea trufelor, condițiile de cultură și voi prezenta plantele gazdă, simbioza anumite tipuri de ectomicorize. În ce privește diseminarea sporilor, voi prezenta interacțiunile trufe-animale, factori care influențează aroma, boli și dăunători, colectarea și comercializarea, alegerea câinelui pentru dresaj, utilizările și, desigur, considerații finale. Mai întâi, ce sunt trufele? Originea etimologică a cuvântului trufă este latinescul tuber, care înseamnă tumoare, nodul sau umflătură, ce poate prezenta în funcție de specie suprafața netedă, reticulată, granulată sau cu asperități veruciforme cu aspectul unor neci. Trufele sunt ciuperci subterane care formează corpuri sporifere hipogee denumite ascomi, caracteristice ascomicetelor, adică ciupercilor cu asce, reprezentate prin celule sferice sau alungite, unde se diferențiază de la 1 până la 5, mai rar 6 sau 8 ascospori, de obicei pigmentați cu suprafața netedă sau ornamentată, cu rol în reproducerea acestor organisme. Aceste ciuperci provin din specii epigee ce prezentau corpul sporifer cu forma unor cupe, de unde ascosporii erau răspândiți cu ajutorul curenților de aer. De aceea, în primele stadii de viață, trufele prezintă aspectul unor cupe minuscule în care, în final, se pliază spre interior, formând numeroase cute, mai mult sau mai puțin sinuoase, care în secțiune sugerează aspectul creierului. Învelișul extern poartă numele de peridie, cu suprafața glabră, pufoasă, granuloasă sau verucoasă, cu unul sau mai multe microorificii și cu o consistență ce poate fi compactă, densă sau coriacee. Culoarea peridiei variază de la nuanțe de alb, crem, roz, brun, brun închis, până la negru. În final, ascomii sunt tuberculiformi, au o consistență cărnoasă, rare ori lemnoasă, sunt dispuși în cuiburi asemănător tuberculilor de cartof. Ascomii se dezvoltă și ajung la maturitate în aproximativ câteva luni, prin comparație cu majoritatea ciupercilor, la care corpurile sporifere se pot maturiza de la câteva ore până la câteva zile. În continuare, câteva specii și aspecte referitoare la reproducerea populațiilor de trufe. Din punct de vedere practic, trufele sunt reunite după culoarea peridiei și a glebei în două grupuri. Trufele albe, între care cea mai valoroasă este specia Tuber Magnatum, cunoscută sub numele de trufa italiană de Piemont, trufele negre, între care cele mai cunoscute și apreciate specii europene sunt
trufa neagră de Perigord, perla neagră sau trufa de iarnă, științific tuber melanosporum, trufa de vară, științific tuber estivum și trufa de Burgundia, științific tuber uncinatum. Din punct de vedere științific, pentru determinarea trufelor sunt utilizate metode de taxonomie clasică și moleculară. Inițial, trufele au fost determinate doar după forma și dimensiunea ascelor și a ascosporilor, culoarea și ornamentația pereților externi celulari, respectiv structura peridiei și a glebei fertile care este situată la interior. Utilizarea exclusivă a criteriilor morfobiometrice s-a dovedit insuficientă pentru eșantioane cu caracteristici foarte asemănătoare și de aceea uneori dificil de evidențiat până la nivel de specie. Din secolul al XVIII-lea și până în secolul al XX au fost descrise 200 de specii de trufe de micologi din diferite țări. Mijloacele de comunicare, uneori limitate, au determinat numeroase redundanțe la raportarea și publicarea speciilor noi și de aceea, începând cu anul 1990 pe baza cercetărilor de biologie moleculară, sunt recunoscute de comunitatea științifică doar 28 de specii pentru Europa, dintre care 16 pentru România, respectiv 60 de specii la nivel mondial. Studiile de biologie moleculară și genetica populațiilor pentru diferite specii de trufe au contribuit la clarificarea aspectelor taxonomice, au adus noi informații referitoare la ciclul de viață al acestor organisme, în special pentru reproducerea sexuată, dar și pentru stabilirea metodelor de selecție a ectomicorizelor. Secvențierea ADN-ului din corpurile sporifere a evidențiat prezența unui singur genom și de aceea s-a considerat că trufele se pot autofertiliza. Ulterior, a fost analizat separat materialul genetic din miceliul glebei și din ascospori. Rezultatele au relevat faptul că ADN-ul ascosporilor conține secvențe genetice care nu sunt prezente în miceliul glebei, deoarece, se pare, acestea provin de la un alt genitor. Astfel, corpul sporifer s-ar forma și maturiza hrănit exclusiv de hifele ectomicorizei, considerată linia maternă, iar cea paternă ar oferi doar ADN-ul ascosporilor. De asemenea, s-a evidențiat faptul că un arbore gazdă sau un grup de arbore apropiați formau ectomicorize doar cu un anumit tip de linie genetică maternă sau paternă, niciodată cu ambele linii în același timp. Deși inițial plantele tinere inoculate în pepiniere erau prezente ambele linii, ulterior doar un anumit tip genetic a devenit dominant, îndepărtându-l pe celălalt. Rezultatele cercetărilor evidențiază, pe de o parte, asocierea unei specii cu rude foarte apropiate din punct de vedere genetic, care utilizează aceleași resurse și chiar fuzionează împreună, iar, pe de altă parte, excluderea unor specii cu genotip diferit. Diversitatea și structura genetică a unor specii de trufe europene au atras atenția cercetătorilor privind modul în care ultima glaciațiune a afectat structura genetică a acestora. Deși arealele de distribuție ale speciilor de trufe au fost diferite, fiind utilizați markeri moleculari, s-a evidențiat că aproape toate speciile studiate prezintă o reducere evidentă a mărimii populațiilor în timpul perioadei glaciare, când s-au retras în refugiile cele mai sudice, urmată de o expansiune postglaciară spre zonele nordice. De aceea se
consideră că izolarea Mării Mediterane ar fi putut permite existența mai multor refugii pentru o specie de trufe. În continuare, voi prezenta câteva repere istorice pe care le consider relevante în cercetarea trufelor. Desigur, dintotdeauna trufele au fost învăluite într-un mare mister, deoarece nu se cunoștea ce sunt și mai ales de unde provin. Începând cu secolul al XVIII-lea, primele observații esențiale au fost realizate de către Claude Geoffroy, care include trufele în grupul ciupercilor. La începutul secolului al XIX-lea, mai precis în anul 1810, Joseph Talon a dezvoltat în Franța prima metodă de cultivare a trufelor, deschizând o nouă eră în istoria acestor ciuperci. În acest scop, a plantat ghinde în locul unde a găsit trufe. Ulterior, a plantat puieții care s-au dezvoltat, iar în timp au apărut și trufele. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, această metodă a devenit foarte populară, deoarece au fost plantați puieți de stejar cu micorize pe terenurile unde vița de vie fusese compromisă de epidemia de filoxer. Până la sfârșitul secolului XIX, suprafețele destinate cultivării trufelor din zona Périgord, Franța, au fost extinse până la 70.000 de hectare, iar producția recoltată anual era de 1.500 până la 2.000 de tone. Carlo Vitadini, în anul 1831, este primul care a introdus o clasificare a trufelor în două grupe, pe baza texturii și a proprietăților organoleptice. Iar în anul 1851, frații Charles și Louis Thulasne au publicat primul tratat despre trufe pe care le clasifică pe baza criteriilor microscopice. În ce privește condițiile de cultură, acestea depind de tipul de sol, de climă și de arborele sau arbustul gazdă. Solurile care sunt recomandate pentru cultura trufelor trebuie să prezinte un conținut ridicat de calciu și de materie organică, să conțină roci compacte, permeabile și ușor fisurate, cu o structură granulară, umede și bine aerate, cu un bun drenaj natural, cu valorile pH-ului cuprinse între 7,5 și 8,5. Acest substrat trebuie să favorizeze permanent dezvoltarea rădăcinilor speciei gazdă și să nu permită stagnarea temporară a apei. De aceea, trufele preferă terenurile în pantă cu un grad de înclinare până la 60%, ceea ce facilitează scurgerea apei. Precipitațiile relativ abundente și distribuite uniform în lunile de vară favorizează producția de trufe, deoarece sunt corelate pozitiv cu cantitatea de apă și insolația moderată. Deși sunt protejate de îngheț, deoarece corpurile sporifere se formează în sol la o adâncime care variază de la 10 până la 40 de centimetri, trufele rezistă cu dificultate timp de câteva zile la temperaturi cu valori sub 5 grade Celsius. De exemplu, trufa de iarnă este sensibilă la îngheț, deoarece recoltarea are loc începând cu luna noiembrie și până în luna martie. În ce privește alegerea plantelor gazdă, mai multe specii de arbori și arbuști se cunoaște, formează micorize cu trufele. La înființarea culturilor de trufe se recomandă ca plantele gazdă să fie alese ținând cont de respectarea compoziției vegetației naturale și condițiile pedoclimatice specifice zone. Speciile de gazdă preferate în cultura trufelor sunt următoarele. Stejarul, științific Quercus robur, care preferă climatul cu influențe oceanice și temperat continentale, stejarul pufos, științific Quercus
pubescens, deoarece este foarte rezistent, tolerează bine seceta, prezintă adaptare la tipul de sol și nu este sensibil la frig. Carpenul, științific Carpinus betulus, se dezvoltă foarte bine în zone climatice cu influențe continentale. Este rezistent atât la frig, dar și la temperaturi ridicate. Alunul, științific Corylus avellana, foarte rezistent, cu o creștere rapidă frecvent în plantațiile de trufe. Și, desigur, pinul negru, științific Pinus nigra, cu ecologie continentală, tolerează bine iernile reci, respectiv verile calde și uscate, precum și solurile calcaroase. Miceliul trufelor, sub forma unor filamente foarte fine, microscopice, denumite hife, colonizează celulele din radicelele unor specii de arbori sau arbuști, de unde rețin carbohidrații, iar, la schimb, oferă plantelor gazdă apă și săruri minerale. Aceste schimburi reciproce caracteristice unei simbioze sunt denumite ectomicorize. Arborii și arbuștii care formează ectomicorize sunt mai bine dezvoltați, iar ciupercile implicate în acest parteneriat formează corpuri sporifere din abundență, unele subterane asemenea trufelor, altele la suprafața solului în cazul majorității. Speciile ectomicorizante în general pot forma corpuri sporifere comestibile sau toxice, însă ambele categorii contribuie la stabilitatea fiziologică a plantelor gazdă și la sustenabilitatea ecosistemelor naturale. Comunitățile ectomicorizice asociate culturilor de trufe sunt afectate de condițiile de mediu, vârsta plantelor gazdă și managementul plantațiilor. Pe lângă acești factori, recoltarea manuală care necesită animale dresate, dar și perturbațiile climatice, se reflectă în prețul trufelor foarte ridicat. Metoda Talon a funcționat mai bine de 150 de ani după principiul, citez, dacă doriți să culegeți trufe, semănați ghinde, am încheiat citatul, până în momentul în care cercetători francezi și italieni au propus un protocol de inoculare a răsadurilor de stejar în pepiniere cu spori, respectiv miceliu, ceea ce a reprezentat un mare progres în cultivarea trufelor. În perioada anilor 1960-1970, atât în vestul cât și în sudul Europei, trufele erau cultivate în plantații înființate cu scop economic, dar și pentru protecția naturii, deoarece culegători produceau distrugeri ireversibile ecosistemelor naturale. Deși, în aceste culturi, primele corpuri sporifere pot fi recoltate abia după o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani, trufele se cultivă în prezent pe suprafețe semnificative în Italia, Franța și Spania. În prezent, țările cultivatoare de trufe produc doar 30% din cererea de pe piața mondială. Cultura trufelor poate genera locuri de muncă, mai ales pentru locuitorii din mediul rural. Trufele colectate pot fi folosite ca ingrediente gastronomice, pe care poate fi dezvoltate cu turismul agricol și cultural într-o zonă favorabilă a acestei culturi, contribuind astfel și la conservarea biodiversității. Declinul actual al trufelor care se găsesc în habitatele naturale este semnificativ, încât cea mai viabilă alternativă pentru restabilirea producției este managementul îmbunătățit al plantațiilor înființate în acest scop. În acest sens, există studii asupra ciclului de viață al ectomicorizelor în vederea selectării unui inocul fungic adaptat condițiilor edafice, climatice, cât și unei relații eficiente cu planta gazdă. Cultivatorii de trufe solicită în prezent un protocol unic european pentru evaluarea și certificarea plantelor inoculate prin analize moleculare,
cu scopul de a proteja fermierul pentru eventuale eșecuri și, desigur, pentru sustenabilitatea culturii. În ce privește diseminarea sporilor la trufe, voi prezenta câteva aspecte referitoare la tipuri de interacțiuni trufe-animal. Ecologia trufelor, deci a ciupercilor hipogee, implică diseminarea zoocoră a sporilor de către insecte, mamifere și uneori chiar și de păsări. Aceste ciuperci au evoluat din specii epigee prin producerea și degajarea unor arome intense pentru a atrage agenții de diseminare. Aromele unice constituie criteriul de bază pentru aprecierea trufelor pe piața globală, iar cererea fiind foarte mare, stabilește prețul foarte ridicat. Aceste arome se datorează unor molecule din categoria hidrocarburilor care conțin sulf sau grupări funcționale cu alcooli, aldehide și sau cetone. Există multe organisme micofage care consumă și diseminează sporii, între care frecvent mistreții, științific sus scrofa, dar și musculițele, suilia palida și gândacii trufelor, științific Leiodes cinnamomea. Cercetările moleculare au evidențiat prezența unui feromon steroidic, 5-androstenolul, prezent atât în trufele albe cât și în cele negre, care prezintă un miros caracteristic de mosc. Inițial, s-a considerat că acest feromon este responsabil pentru atragerea mamiferelor. Ulterior, s-a demonstrat că atât mistreții, cât și rasele de câini dresați pentru găsirea trufelor, au fost atrași de fapt de mirosul degajat de sulfura de dimetil sau metiltiometanul. Deoarece sulfura de dimetil ar putea împreună cu alți compuși neidentificați încă să acționeze ca atractanți pentru unele mamifere, pare să fie compusul cheie miros pentru locația unde se găsesc trufe. Acești compuși îndeplinesc același rol și pentru unele diptere, de exemplu, musculița trufelor, care indică locul unde se găsesc aceste ciuperci prin comportamentul manifestat la depunerea pontei în corpurile sporifere, care vor asigura hrana larvelor. Se poate aprecia că, urmare a geotropismului pozitiv și a fototropismului negativ, capacitatea de dispersie a sporilor a fost pierdută, astfel încât trufele au devenit dependente de vectori de origine animală. Doar atunci când ajung la maturitate, corpurile sporifere eliberează o serie de compuși organici volatili, fiind dezgropate și consumate, pe lângă mistreți și de alte mamifere sălbatice, între care șoarecii și veverițele. Ulterior, sporii sunt răspândiți prin peletele fecale care provin de la aceste animale, iar în acest sens cercetările au evidențiat ușoare depigmentări ale sporilor la nivelul pereților extern celulari, însă fără a afecta germinația acestora. Screeningul compușilor organici volatili și anume al hidrocarburilor aromatice au evidențiat prezența a peste 200 de constituenți în diverse specii de trufe. În mod obișnuit, profilul aromatic al unei singure specii poate conține între 30 și 60 de constituenți volatili. Pentru astfel de determinări se utilizează metode moderne calitative, între care menționez microextracția în fază solidă, fluxul ionic combinat cu spectrometria de masă, reacția transferului de protoni combinată cu spectrometria de masă, respectiv selectarea unor senzori electronici cu tipare precise de recunoaștere, care pot detecta mirosuri simple sau complexe. În continuare, câteva aspecte care vizează factorii care influențează aroma. Diferențele și variabilitățile profilurilor de aromă pot fi influențate de natura factorilor abiotici, aș exemplifica proprietățile
și pH-ul solului, precipitațiile și temperatura, dar și a factorilor biotici, între care aș menționa conectivitatea miceliului cu bacterii, microfungi filamentoși, levuri sau drojdii, dar și cu radicelele plantelor gazdă cu care trufele interacționează. Bacteriile care se asociază cu ectomicorizele trufelor reprezintă a treia componentă a acestei simbioze, responsabile de sinteza unor compuși organici volatili care contribuie semnificativ la aromă, împreună cu microbiota asociată trufelor, și anume levurile și microfungii filamentoși. De exemplu, derivații de tiofen, caracteristici aromelor degajate de corpurile sporifere, provin din transformarea prin intermediul bacteriilor a unor precursori nevolatili ai trufelor pe care îi transformă în compuși volatili. De asemenea, variabilitatea aromei trufelor poate fi atribuită în cazul unor specii factorilor genetici, dar și stadiului de maturare a sporilor sau a originii geografice. În plus, pregătirea probei poate influența și aroma de profil. De exemplu, înghețarea poate duce la formarea de novo a unor substanțe volatile prin denaturarea miceliului, ceea ce ar permite unor enzime să acționeze asupra substratului. Întrucât trufele sunt considerate un produs perisabil, care își pot menține calitățile olfactive și gustative aproximativ 2 săptămâni, temperatura și timpul de depozitare sunt factori majori care influențează profilul de aromă. Se consideră, de exemplu, că efectul temperaturii la 4 grade Celsius asupra aromelor este nesemnificativ până la 6 zile, însă procesul de congelare la minus 20 de grade Celsius influențează categoric profilul de aromă. Există studii senzoriale care au relevat o reducere semnificativă a aromelor proaspete caracteristice trufelor după numai 24 de ore de la decongelare. În industrie sunt aplicate diferite tehnologii de procesare și de conservare pentru protejarea aromei, prin care se prelungește durata de valabilitate după recoltare, cum ar fi, de exemplu, liofilizarea, refrigerarea, iradierea, ambalarea în atmosferă modificată în filme microperforate și tratament combinat cu ambalarea în atmosferă modificată, iradiere cu fascicul de electroni și refrigerare. Voi menționa câteva aspecte referitoare la bolile criptogamice și la dăunători. Populațiile insectelor dăunătoare se pot înmulți semnificativ doar atunci când există abundență de corpuri sporifere mature. În aceste condiții, organismele dăunătoare pot fi responsabile de diminuarea producției și calității trufelor sau pot amenința chiar sănătatea și supraviețuirea arborilor gazdă. Menținerea unei culturi sănătoase cu trufe poate fi considerat un proiect pe termen lung care necesită planificare atentă și multă precauție pe parcursul mai multor decenii. Există mulți factori responsabili, în primul rând starea fitosanitară a plantei gazdă, dar și corpurile sporifere situate la diferite adâncimi în pământ. De exemplu, dacă plantele gazdă nu provin din populații indigene, există riscul ca arborii sau arbuștii respectivi să fie afectați de boli criptogamice și dăunători animali, de îngheț sau de secetă. Un alt factor determinant poate fi plantarea extensivă de monoculturi pe suprafețe mari de teren. În prezent, o atenție deosebită se acordă micozelor semnalate în toată Europa, responsabile de daune semnificative în pepinierele de trufe. În acest sens, menționez putregaiul lemnului produs de specii ale genului Armillaria și de mana plantelor gazdă produsă de speciile genului Phytophthora. Colectarea și comercializarea. În prezent, aproximativ 30 de specii de trufe sunt comercializate la nivel mondial, iar datorită rarității și aromei unice, sunt considerate între cele mai scumpe alimente.
Aroma trufelor variază de la un miros delicat, fructat, vanilat sau de mosc, spre nuanțe intense și persistente, sulfuroase sau de petrol. De asemenea, pot degaja un amestec de mirosuri florale, de iarbă, brânzeturi, pește, ciuperci, citrice, varză, usturoi, alune sau nuci proaspete. Cu prilejul primei experiențe de acest fel, eu am rămas multe zile cu o senzație de persistență a acestor arome nebănuite, aș spune unice. Trufele pot fi colectate din habitatele naturale doar cu respectarea exclusivă a reglementărilor legale naționale și comunitare, începând cu 15 iunie până la 31 decembrie, iar pentru unele specii poate continua și în lunile ianuarie-martie. În această perioadă se recomandă verificarea zonei cu câini dresați special în acest scop. Prețul de achiziție al trufelor variază în funcție de specie, calitatea corpurilor sporifere și anotimp, de la 2.000 de euro pe kilogram până la 10.000 de euro sau de dolari pentru aceeași cantitate. Atunci când sunt colectate, trebuie evitată orice formă de deteriorare a mediului de viață acolo unde trăiesc, trebuie extrase din sol doar corpurile sporifere mature și se impune protejarea celor de dimensiuni mici, în mod obișnuit imature, dar și rădăcinile plantelor gazdă. Doar respectând aceste reguli vom acorda o șansă generațiilor viitoare pentru a găsi și colecta trufe, dar în egală măsură vom contribui esențial la valorificarea sustenabilă a bioresurselor naturale. Câteva aspecte care fac referire la alegerea câinelui pentru dresaj. Căutarea și găsirea trufelor necesită multă concentrare și efort fizic din partea câinilor dresați. De aceea, exemplarele antrenate trebuie să fie sănătoase, cu foarte bună mobilitate, cu simțul olfactiv foarte bine dezvoltat, cu multă disponibilitate și abilități în găsirea locurilor cu trufe. Câinii bine dresați și socializați sunt încrezători, se adaptează mai ușor, rezistă mai bine la stres, se comportă adecvat cu străinii și cu alte animale. Se recomandă de fiecare dată recompensa alimentară cu granule care au miros de trufe ca un semn de răsplată pentru comportamentul pozitiv. Se poate alege propriul mod de a adresa câinele, însă este necesară, pe lângă consecvență, foarte multă răbdare. Succesul dresajului este asigurat doar dacă activitatea de căutare a trufelor este continuă pe tot parcursul anului. Și o precizare, doar cel care va înțelege semnalele câinelui va reuși să-l coordoneze cu succes. Utilizări. Trufele prezintă importanță în industria alimentară și farmaceutică, fiind cunoscute sub denumirea de aurul subsolului sau diamantele bucătăriei, de aceea sunt incluse în categoria delicateselor exclusiviste. Deși anumite specii pot fi consumate ocazional și ca aliment, se recomandă utilizarea cu predilecție sub formă de condiment. Trufele trebuie servite crude, adăugate sub formă de felii subțiri pentru a pune în valoare cu aromă și savoare un anumit meniu. Valoarea nutritivă preponderentă în carbohidrați și proteine variază de la specie la specie, dar și de la o zonă la altă zonă geografică. De asemenea, trufele mai conțin minerale, fibre, aminoacizi și grăsimi nesaturate. Sunt considerate o valoroasă sursă de compuși bioactivi, între care acidul ascorbic, ergosterolul, compușii fenolici, flavonoidele, terpenoidele și fitosteroli. În special, trufele conțin flavonoide cu proprietăți antioxidante, hepatoprotectoare, antiinflamatorii, antimutagene și anticancerigene. Din această perspectivă, cercetătorii acordă o atenție deosebită selectării și izolării speciilor de trufe cu importanță în medicină și
fitofarmacie. În acest sens se dorește optimizarea procesului de extracție pentru a obține un randament ridicat al compușilor bioactivi. Trufele, dar și alte categorii de ciuperci comestibile și toxice, sunt colectate și prezentate în stare proaspătă anual în luna octombrie în cadrul unei expoziții care se adresează publicului, organizată de Grădina Botanică Anastasie Fătu în colaborare cu profesori și studenți de la Facultatea de Biologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Consider acest moment un bun prilej de a vă adresa invitația să vizitați expoziția din acest an, unde veți descoperi aspecte inedite despre ciuperci, dar mai ales despre mirosul și gustul acestora. Câteva considerații finale. Aroma unică și inconfundabilă este considerată caracteristica principală pentru aprecierea calitativă a trufelor la nivel mondial. Implementarea unor metode analitice pentru profilurile de aromă este necesară pentru standardizarea categoriilor de trufe. Cultura trufelor este asociată unor riscuri privind cantitatea, calitatea și optimizarea maturării corpurilor sporifere. Rezultatele cercetărilor actuale care vizează reproducerea populațiilor de trufe sunt valorificate pentru susținerea unor practici agricole eficiente și sustenabile. Vă rog să-mi permiteți în final să revin la titlul conferinței prezentate, Trufele, mister și rafinament, cu următoarele mențiuni. Cel mai adesea misterul este asociat cu ceea ce nu cunoaștem. De aceea, din această perspectivă, trufele ne invită la incitante descoperiri. Fie când explorăm adâncurile nebănuite unde acestea trăiesc, fie când căutăm noi înțelesuri despre felul unic de adaptare pentru perpetuarea speciei. Cât privește rafinamentul trufelor, cu siguranță pot înnobila momente de neuitat pentru fiecare dintre noi.